Bun salutare tuturor, numele meu este Dies și astăzi ne găsim la ultimul episod din aventura lui Cătălin Cărjan. În sfârșit, avem finala, se pare, nu mă așteptam sincer, chiar nu mă așteptam să trec de euro, ați văzut că nici nu prea m-am descurcat, Cărjan chiar nu a putut să facă foarte mult împotriva Franței, dar se pare că cumva România de una singură sensul că fără Cătălin Cărjan a reușit să marcheze golul de 1-0 și am ajuns tocmai în finală cu Spania. Se pare, dacă mă uit oare la jucători, nu cred că s-au mai resetat mai nimic. Nedelcearu și Kindriș apărător, bă, Kindriș chiar s-a descurcat foarte bine. Benzile, la apărare, Panțăru și Marea, Radu în poartă, mijlocul, Sfântul, Cicăldău, Hagi, Cărjan, atacul, Coman, Markovic, Man, Coman, cu Man, foarte buni. Benz, Markovic care o chiar marcat împotriva Franței în episodul trecut, avem în sfârșit finala. La Euro 2024, nebunie, bă băieți, trebuie să fie un match nebun, nebunie, să fie, să facem spectacol și să sperăm că nu pierdem finala, că ar fi destul de trist. Totuși, faptul că am ajuns până aici este deja ceva extraordinar, pentru că nu am mai ajuns niciodată, cred că, într-un campionat european România atât de departe. Nici nu știu dacă o prins vreodată vreo semifinală. Știu că cea mai departe, cred că a ajuns până în sferturi într-un campionat mondial. La un euro, nu știu cât de departe au ajuns. Trofeul este pe masă, bă băieți. Nu suntem noi capitanul, suntem tineri, avem doar 21 de ani, dar Cicăldău acolo, vedem că este omul care se impune ca titular. Finala, se pare că se joacă chiar acum. România-Spania pe un stadion, zici că e stadionul României, fără mișto. Dar probabil acest euro nu se joacă la noi acasă, sau cine știe cum ar fi să joace la noi acasă. Imnul României în finala Euro 2024. Cu feți în joc, să avem mare grijă, Cărjan cel mai emoționat este să-ți bat acolo, să facă spectacol. Noi suntem de carul, șeptarul național, șeptarul Barcelonei, meci total. Imnul Spaniei chiar acum, o Iarzabal se pare că are numărul 10. Nu, deja e easy peasy, băi, să vă zic clar, deja dacă o Iarzabal, cel mai bun de la ei, are numărul 10, să știi care câștigă. Adică am explicat atâtea ori, cei mai buni au numărul 7. Cei mai buni au numărul 7. La ei cine are numărul 7? Că-s curios. Uite, De Gea 86 merge, Carvajal 86. Bă, apărarea mai slăbuță, apărarea clar mai slăbuță, adică de la 90 o vedeți aici la băieți de așa de 80 și o leacă. E chiar ok, Rodri. Puig are numărul 7, frate. Puig ăsta care a plecat tocmai la Inter, fostul nostru jucător. Bă, dacă Puig are numărul 7, chiar nu mă mai complic. Iar atacantul Moreno de 83, nu prea fac griji. Vedeți că pe hârtie, în momentul de față când se joacă cu trofeul pe masă, chiar pare o echipă mai slabă decât Franța, clar, și chiar mai slabă decât Portugalia, sincer să fiu. Echipe pe care am reușit să le batem, dar finala este finala, ne concentrăm, nu trebuie să ne abatem de la drumul nostru. Noi tratăm cu nasul pe sus, pentru că cine știe cum dacă îi subestimăm reușesc chiar să ne umilească. Nu realizăm că ultima oară când ne-am întâlnit cu ei ne-au bătut cu 5-0 în realitate, pe când Contra era antrenor. Dar Cărjan totuși pe fază pierde mingea, din păcate. Puig acolo, vedem, el este copilul micuț, șeptarul, bă, dacă el e șeptarul, face Spania de râs, vă zic eu. Dar Fabian intră acolo, Cărjan știe să intre, mi se pare, dacă cred că e la Barcelona la momentul de față, adică este cu echiper cu noi, o pasă foarte bună, ce tiki-taka acolo. Dar, din păcate, o preluare cu sprint. Cătălin Cărjan îl simte acolo pe Florinel Coman, jucătorul cu numărul 10. Coman o pasă printre, îi dă lui Markovic, Markovic mai departe și Cărjan! Tiki-taka împotriva Spaniei! Cine a inventat tiki-taka când am înțeles? Nu contează! Reușim acolo, Cărjan, dar ce pase bune au jucat România! Băi, chimie, m-a obișnuit cu echipa, gata, pas, 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 gol! Cărjan, gol în finală împotriva Spaniei. De aia nicio șansă să o apere pe asta. Noi cu șut aproape de bară. Românii în extaz, am dus direct la fans, ne bucurăm. Cred că Cicăldău, cred că acolo a dat și cu capul de panou. Cărjan, vedem în prim plan al patrulea gol de la acest euro și începem direct în minutul 13 cu un 1-0 pentru România. Uigă de nasul accidentat, am înțeles, hai că au ăștia un șeptar de numai pute, vă că leargă puștul, n-are nicio treabă. A, dacă el s-a accidentat, asta este, vedem acolo o Iarzabal, unul dintre cei mai underrated jucători din viața reală. Pare că joacă chiar titular în finală cu Spania, da, hai mai anunț-mă despre ei, pui, că am înțeles. Este și accidentat, este și lovit, este tot ce trebuie.
E Cârjan cât de aproape acolo, dar Rodri știți să joace cu el, să avem grijă, apărarea totuși, hai, hai România, România, bun, ține bine spaniolii, ține bine. Se pare că acolo Gaia este în atac, dă pasă totuși lui Rodio, iar Zabal din nou îi trimite lui Pui, care nu mai este accidentat. Și o pasă în față, faul, se dă faul sau este offside, se dă offside, ce bine, mamă, când am văzut că o fluierat. Azi gata, parcă vezi că l-a lovit Radu și gata, aia e. A dus avantajul nostru, dar totuși Cătălin Cărjan, o pasă de mamă, Rodri, nu trebuie să mai joc cu el. De fapt, nu știu dacă numele lui se pronunță Puig, dacă de acum o să zic Puiule. Hai Puiule să te vedem, Puiule. Ceptarul lor este Puiule și mama a întăcut să mă concentrez. Mamă, Cărjan cu un șut pe lângă poartă, o super ocazie, o ras bara. Mamă, dar am și tăcut. Rădoi acolo, supărat. Valeleu, valeleu. Este acolo atacantul nostru. Atacantul îi dă direct pasă lui Florinel Coman. Florinel, la Cicăldău. Cicăldău Cărjan, apoi Cicăldău. Așteptăm momentul. Îl simțim acolo pe atacant și gol! O pasă perfectă și Marcovici și mă scrie al doilea gol pentru România. Bă, ce pasă genială o dată aici, pasă mai frumoasă, secunda care trebuie. Mă mir cum din nou a fost offside, de Heia supărat, îngrijorat, mai bine îl băga pe Kepa. La timp, ați văzut, la timp, atacantul era trecut de către apărătorii spanioli, nicio șansă. Vine apărătorilor la treaba asta, la faza asta și se pare că de Heia... De Gea, ca să o iau așa, de Gea este degeaba, o spune lumea prin comentarii și sigur asta se scrie acum în premieră. Se pare acolo că înaintăm, o pasă lui Cătălin Cărjan și mă duc la degeaba să-i dau un picior în burtică, dar nu reușesc să încheie și prima partidă cu Cărjan pe atac se pare... 2-0 la pauză, este genial, 3 șuturi din care 2 pe poartă, 27% posesie, băieți, 27% posesie. Dar Spania nici măcar un șut pe poartă, ce să vedeți, nici măcar un șut pe poartă. Bă, degeaba aveți posesie aproape 80%, că degeaba, la fel ca portarul vostru. Spania pe atac, Rodri trimite acolo pasul lui Fabian, Fabian la Torres, înapoi la Fabian și Puiu cu un șut pe poartă, cred, dar apără Radu. Apără foarte bine Radu la această ocazie, această fază și din nou încă una peste poartă. Se pare că în câteva secunde băieții reușesc să aibă 200 în care doar unul pe poartă. Spania din nou pe atac, se pare acolo Torres blochează acolo și blocat și de către Radu și către un apărător. Două ocazii mari ale Spaniei acum în a doua repriză, se pare că Spania s-a cam trezit. Bun, o pasă la Hagi. Hagi, o centrare tocmai la Denis Man, o pasă foarte bună și vedem că Hagi dă câteva pase excelente, se pare că chiar descurcă foarte bine Hagi, fără ajutorul nostru. Fabian se duce direct o pasă din nou la Torres, dar o trimite din prima la Pui aproape, dar nicio treabă. Puiule, n-ai nicio treabă și am simțit că lasă spațiu liber, cred că puțin vina mea. Era sigur că trece spaniolul din către apărători și am scos portarul. Oricum, cred că mai trecea Fabian și tot reușesc să marcheze cu sau fără să scoatem portarul. 2-1 Spania și se fac câteva schimbări. O pasă foarte bună lui Cătălin Cărjan în atac, îl vedem acolo, Cicăldău la Marcovici. Marcovici, se pare că suntem oficial striker, deci bun, în sfârșit ni se lasă oportunitatea de a intra puțin mai ofensiv. Bun, și iese mingea afară. Poate se fac ceva mișcări mai defensive ca să ne apărăm, mai ales seama că este scorul de 2-1. Și acum știți care e problema? Trebuie să las România să apere de una singură, pentru că eu sunt atacant și nu mai pot intra chiar atât de defensiv. Și nu cred că lasă spațiu liber, gol Spania! Egalează Spania, uitați, deja mișcare bună lui Rădoi să mă bagi pe mine ca CDM striker, nu? Apără acolo 2-2 și Spania pe final 2-2 din păcate. Bun început foarte bun de repede se pare nou, dar și eu recunosc că am culcat pe ureche. Perfect, a intrat acolo atacantul nou intrat. Ba nu, era Fabian, am crezut că e noul atacant. Iese la noi unul din marcatori și intra Andone. Bun, hai că și cu Andone. Cu Andone pot să fac ceva. Ca să vedeți formația, băi, e cam aceeași, doar că Benzel s-o leacă mai defensiv și eu am urcat mai mult.
Păi este bun. Hai să încercăm să nu ne ducem de râpă. Se pare că de nou acolo atacatul pe fază și o pasă direct în offside pentru Denis Mannes. Stamina noastră se cam duce, se pare, dar măcar stăm direct în atac, trebuie să alergăm foarte mult, dar să primim mingea. Dacă scapă acum pe contraatac, ne-am dus. Nu, hai, vă rog, eu, România, apărarea, vă rog, nu, Fabian! Fabian, colegul meu de la Barcelona, te rog, bun, nu mă așteptam. O dăm cu mijlocul acolo, contraatacul României, Andone, o pasă mai defensivă. Hai Cicâldău, hai Coman, hai băieți, hai băieți. Îl simțim puțin pe Cătălin Cărjan, o pasă tocmai la Mane, acolo, gol! 3 la 2, Marea! Bine, n-am luat asist, dar tot e bun. Creăm faza pe atac, întoarcem imediat scorul. Sparea s-a aruncat degeaba pe atac, s-a aruncat pe atac, am avut de mai spațiu liber, a intrat Mania și marchează golul decisiv, foarte bine șutat răbul nostru. Bine, cred că a vrut să dea în partea opusă, dar na, dacă nu prea reușit un fines acolo, băi, o dat-o bine. Bani, o dat-o bine, n-ai ce zice, o dat-o foarte bine, Mania. Rădoi, în extaz la fiecare gol marcat a României, omul se bucură, de fapt, da, și bineînțeles că el este managerul. Mania cu singurul gol de acest campionat european. Și înțeleg și de ce o marcat la campionatul european, fix în minutul 88, fix pe final. Nu mă mai interesează poziția mea de striker, stau în defensivă. Pun acolo totuși, am văzut că Coman ia mingea foarte bine. Hai, dacă putem. O pasă proastă se pare. Puiule, hai puiule, șeptarul nostru îi dă o pasă lui Carvajal. Carvajal o pasă în spate la Pui. Hai ca să nu. Hai că se trage de timp, se trage de timp. O pasă în față și Cârjan trece peste. Bun, încă o dată. Hai, domnul arbitru, se fluieră! După 5 minute, după 3 minute în plus acordate, spare că na, echipa trebuie să fie coruptă, se lasă ocazia. România câștigă pentru prima oară un campionat european, câștigă un turneu cu Naționala României, un turneu european. Coman, jucătorul cu numărul 10, bucurie mare, aplauze cu fostul lui coechipier de la FCSB, Denis Mann, se plânge acolo Erzabal. Și Căldău, capitanul echipei, vine să cred. România câștigă campionatul european, se pare, bă, băieți, câștigă fix pe final, fix în acest ultim episod din aventura lui Cătălin. Cârjan acolo, aproape capitan. Cred că datorită faptului că suntem jucătorul meciului, stăm acolo fix cu capitanul, fix lângă. Nu noi vom ridica trofeul, însă vom lăsa ocazia lui Cicălnău. Aplauze acolo cu toată echipa, cu marcatorul, cu cel mai bun jucător din această echipă. Și se pare România câștigă euro. Foarte bine, bă, băieți. Hai, zic. Vedem, bă, dar ține foarte bine trofeul ăla, așa, de fundă, așa îl ține el, e extraordinar. Da, dacă România nu este obișnuită să câștige trofei, vă dați seama că nu știe nici măcar să ține corect. România, prin plan, bucurie imensă la Euro, un final de serie foarte bine terminat. Terminăm această serie fix cum trebuie, mai ales alături de România. Din nou, artificii din partea noastră, Cârjan, foarte, foarte multe trofei. România aici face poza de prin plan. Hagi se aruncă acolo lângă. Se duce și Radu și toți. Unde nu-l văd pe Cârjan, sincer să fiu. Pe unde este Cârjan? Păi cred că-l vedeți deja, dar eu nu. Unde e Cârjan, mă? Mai nu... A, da, e fix în spatele trofeului. Mamă, de abia fix în ultima secundă l-am văzut. Era fix în spatele trofeului. Nu-l vedeam pe Cârjan absolut deloc. Nota 9,5. Un epic save al lui Ionuț Andrei Radu. Gol Fabian. Gol dubla Fabian. Era să reîntoarcă echipa pe drumul spre glorie, dar din păcate, ce vrei să-i facem? România câștigă campionatul european și probabil, nu știu dacă este o regulă, dar ar fi trebuit să fie ca România să se califice automat la următorul campionat mondial, mă gândesc. Meci extraordinar, după care vedem că nici după foarte mult timp de odihnă, nici nu mai facem antrenamente. Interesează de acum încolo. Îi dăm, bă, băieți, un fast forward, dar vedem că durează o leacă până când avem băiața parte, dar ne-a luat și vacanță. Brazilia câștigă turneul Americii de Sud, bate Argentina, se pare, și începem direct cu mare meci și ne anunță că se selectați pentru următoarea partidă. Bine, acum e și interesant că joacă Barcelona versus, adică Cărjan joacă împotriva primei sale echipe. Vedem că Alaba debutează la
Arsenal, ca să zic, bă, te vedem un Vinicius, dar strikerul cu Nicolas Pepe. Leno se pare că încă este în poartă din momentul în care chiar jucam la această echipă. Vedem o echipă extraordinară, Mendy este le bun. Eu îți garantez că Mendy-ul de la... Da, e de fapt de 88 overe, uite. Deci a făcut un schimb, noi l-am dat pe la Angle, noi l-am luat pe Mendy. Adică nu mai schimb între Real și Barcelona să trec această carieră. Kroos este rezervă, Carvajal titular, am înțeles. Cărjan, care deși el vine de la Real Madrid, totuși din păcate voi lăsa clar prin planul finalei campionatului european. Vedem că era o victorie evidentă, am avut 4-0 la un moment dat și Cărjan chiar reușește să marcheze primul gol, primul lui gol în Supercupă. Speram că nu s-a bucurat când au dat gol fostei sale echipei, cred că era fața clar familiară. De acum, bă, băieți, urmează să ajungem în luna decembrie, să vedem dacă după toate acestea reușim sau nu câștigarea balonului de aur. De final vedem că Atletico Bilbao face și activa transferuri cât de cât interesante. Dacă îi dăm la Barcelona, mamă cum au vândut. Deci Romagnoli este out, Carvajal a plecat și într-un final, Firpo a plecat și cred că sunt foarte, foarte mult, mult, mult mai multe transferuri. Jucători plecați pe aproape 350 de milioane, dar am adus un nou apărător și l-am adus pe Mendy. Foarte mișto și-a făcut echipa de la Barcelona, sincer, chiar niște transferuri mult mai, mult mai buni. Dacă ne uităm acum la cei mai buni jucători în această echipă, Carter Stegen la egalitate de overe cu noi, Martinez 91. Bă, normal, în apărare avem pe Skriniar, pe Mendy, dar l-avem și pe Fabian, care a marcat dubla împotriva României, Fati, care nu a jucat, l-avem și pe Cruz. Chiar o super echipă, se pare, și cred că pe final chiar mă uite 81 overe Messi, cred că o să ajungă la un 79. Iar cei de la Real Madrid, ce au făcut cei de la Real Madrid, că doar de interesează. L-au vândut și pe Isco și pe atacantul lui. Deci Firpo a venit la Barcelona, Mendy a venit la noi. Avem primele meciuri pentru calificarea la campionatul mondial și urmează chiar și o partidă cu Real Madrid, meciuri pe care le vom simula. Suntem și în luna decembrie, în care se pare că am jucat câteva meciuri. Am picat în grupă cu Bayern München și cam ne-am descurcat împotriva lor. Am simulat mai toate meciuri, am scos un egal cu Rusia pe partea de Naționala României. În rest, victorii. Nu cred că avem nici măcar o înfrângere, dacă mai eu realizez treaba asta. Oricum, cred că a rămas la Barcelona, că îi rupe pe toți și câștigăm non-stop. Ne axăm pe următoarele meciuri care vin aici cât de curând. Suntem în luna decembrie și simulăm acest meci cu Sevilla și, dar nu, încă nu. Gheorghe titular pe partea dreaptă, care rămâne și vedem că cel mai probabil să stabilizeze jucătorii. Nope, nu e asta informația care e. Aici, bă, băieți, o axăm în prim plan și vedem cine găștigă balonul de aur 2024. Cărjan noi, din nou Martinez, Mbappé, Fati și Dembele sunt aceiași jucători nominalizați din nou pentru câștigarea balonului de aur. Cred că am stabilit, bă, băieți, dacă faci o carieră de jucător, este imposibil de a câștiga, se pare, balonul de aur. Cărjan acolo marchează, Gheorghe mereu titular la Sevilla și cu toate astea nici nu a fost complicat. Simulăm și această ultimă partidă cu Bayern München. Hai, 0-0, am terminat pe locul 1, nu-i interesează. Vedem că FCSB și lași bătaie de la Moscova. FCSB care joacă în Champions League acest sezon. Deci în 22 de partide noi avem nota 8,1, el 7,1. Avem mai multe goluri decât el marcate. Avem 15 goluri, avem 9 asisturi. Omul are doar 6 goluri și singur asist, adică chiar Dembele poate mai bine decât el. Asta a realizat că nu putem câștiga, se pare, balonul de aur. Îl câștigă la Barcelona, cât timp o stă la Barcelona să câștige la Lautaro Martinez, care culmea nici măcar nu câștiga nici turneul din America de Sud, că a pierdut finala. Dar asta este, să fie sănătos Lautaro, să păstreze balonul. Bă, băieți, numele meu este Diez, sper că v-a plăcut foarte mult această serie și că veți rămâne abonați la acest canal pentru a urmări în continuare episoade din fiecare zi, pentru că postez în fiecare zi, deci de aceea vă și recomand să apăsați pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat. Dar totuși, bine, am putea face treaba asta, cum ar fi. Gata, vedem instant. Cărjan a câștigat balonul de aur. Bă, băieți, numele meu este Diez. De-abia aștept viitoarea carieră de manager. O să mai facem și de jucători, o să mai facem și live-uri, o să mai facem mai multe chestii. Urmează și ceva experimente pe acest canal, ceva videoclipuri informative. Numele meu este Diez, vă urez să aveți o zi extraordinară. A fost super, o serie.